să știm care este situația la Ungheni. Alături de noi, prin intermediul Skype-ului, este Marina Zamă. Este președintea organizației GCI Ungheni, cea care s-a implicat activ în ajutorarea refugiaților chiar din primele zile. Marina, te salutăm cu mare drag de aici, din platou. Bună seara de la Ungheni. Ne auzi bine? Da, vă aud bine. Care este situația la Ungheni cu privire la refugiații ucraineni? Cât sunt în oraș? Mai mult stau în oraș sau mai mult trec prin Ungheni ca și punct de trecere către frontieră? Cum se întâmplă? Ca să fac așa o introducere, vreau să spun că noi suntem încadrați în această campanie de pe data de 25 februarie. Da. Așa. Te auzim bine, spune. Mă auziți? Da, te auzim, vorbește, spune. Am creat un grup de lucru care a început de la 7 persoane, acum suntem 90 de oameni implicați în această activitate. Se numește Campania Alături de Ucraina. Și am început această campanie de la Sculeni, de la Gara Sculeni, de la Vama Sculeni, că am văzut că acolo este necesitate ca să ne implicăm. Primele zile au fost un pic mai liniștit, dar următoarele zile au fost un flux foarte mare de mașini și a fost nevoie să implicăm și mai mulți voluntari. Au fost zile unde erau 250 de mașini în rând și împreună cu care am putut să asigurăm alimentare și apă, produse de primă necesitate tuturor trecătorilor. Cum se întâmpla propriu zis? Voi vă apropiați de mașini și întrebați dacă au nevoie de ajutor? Sau ați creat câteva sau anumite puncte în care cetățenii ucraineni, dar și de alte naționalități, se puteau apropia de voi? Primele zile încercam noi să întrebăm dacă au nevoie de ajutor. Următoarele zile, ucrainenii aveau erau un pic mai disperați, să spun așa, și se apropiau deja ei, spuneau că avem nevoie de așa produse, dacă aveți apă fierbinte să pregătim mâncare pentru bebeluși, dacă aveți scutece și alte produse necesare pentru drumul lung. Vreau să spun că mulți deja se gândesc să rămână pe un termen nedeterminat în Ungheni. Astăzi avem peste 200 de refugiați în oraș, dintre care peste 70 de persoane sunt centrele create și de Consiliul Raional, dar și de către Asociația Obștească Speranța la Viață, care la fel este implicată de pe data de 25 februarie, în această campanie. Doamna Zamă, cât de implicați sunt ungherienii în voluntariat în această a doua săptămână, iată, deja, de ajutor către refugiați? Vreau să spun că ungherienii sunt foarte implicați. Împreună, pe comunitatea pe care am creat-o, încercăm să găsim transport în timp util, lucruri necesare, cum ar fi căcioare, sau produse care ne lipsesc la noi. Avem deja creat o rețea și aducem și din alte părți unde se colectează. Și respectiv vreau să spun că agenții economici sunt foarte receptivi. Avem peste 10 agenți economici care gătesc și se ocupă cu catering-ul, duce și la Vama, de la Vama Sculeni, și ne ocupăm și de trenul de la Gara Internațională, care zilnic vin peste 600 de refugiați. Țin minte că primul tren care a trecut undeva pe data de 2 martie, dacă nu mă greșesc, au fost 1200 de ucraineni care au trecut prin orașul Ungheni și respectiv noi am oferit produse alimentare de primă necesitate, cum ar fi apă, ceva gustări. Adică voluntarii merg la gara de acolo și atunci când în gară trenul oprește firesc, ca și stație, voi repejor împărțiți ce au ei nevoie. Apă, produse alimentare, produse de igienă și tot așa. Să înțeleg că așa funcționează. Exact. Și ne bucurăm foarte mult că avem alături de noi Poliția de Frontieră și Inspectoratul de Poliție, care
ne ajută și ne cumva ne informează din timp. Uite că astăzi posibil să fie peste 600 de refugiați în tren. Cumva ne ajută ca noi să ne facem rezervele, să putem să ajutăm pe toți care se află în tren. Spune-mi, te rog frumos, refugiații care rămân la Ungheni, în mare parte, ei vin la Ungheni pentru a rămâne sau în zona lor sau în trecerea lor în zona de tranzit, vrând să se ducă către Vama Sculeni, decid totuși să rămână în Republica Moldova? Sau de la Chișinău sunt redirecționați către Ungheni? Mă refer la cei care staționează în oraș, care deja locuiesc la Ungheni. Avem deja peste 30 de familii care preconizează să rămână în Ungheni pe o perioadă nedeterminată. Deja avem câțiva copii care s-au înscris în școală. Uh-huh. Avem o școală de limbă rusă în municipiul Ungheni. Dar referitor la grădinițe o să aflăm rezultatele abia luni, pentru că acum are loc Consiliul Municipal și să vedem care ar fi corect din punct de vedere legal să facem acest procedură. Oamenii vin și dacă au posibilitatea să ia chirii, dacă cunoaștem ceva despre chirii. Adică asta denotă că ei se gândesc să rămână pe o perioadă cât de cât îndelungată, până cel puțin nu se vor ameliora situația ce se întâmplă în Ucraina.